1 Ioan 3 Vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl, să fim numiți copii al lui Dumnezeu și suntem, de aceea nu ne cunoaște lumea, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea acum suntem copiii al lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are de aceasta în el se curățește, așa cum și el este curat. Oricine comite păcatul, comite și fără de legea, iar păcatul este fără de lege. Știți că el a fost arătat ca să îmi depărteze păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept. Cel ce înfăptuiește păcatul este de la deavolul, pentru că deavolul păcătuiește de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările deavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el, și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea nu este de la Dumnezeu, și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Aceasta este vestirea pe care ați auzit-o de la început. Să ne iubim unii pe alții, nu precum Cain, care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui. Și de ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urăște. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește, rămâne în moarte. Oricine își urăște fratele, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămasă în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea, că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoi, dar și închide inima față de El, atunci cum rămâne în El dragostea lui Dumnezeu. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom încredința inimile înaintea lui, oricând ne-ar condamna inimile noastre. Căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. Prea iubiților. Dacă nu ne condamnă inimile noastre, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, iar dacă cerem ceva, primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Iar porunca Lui este aceasta: să credem în numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a poruncit. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în El. Iar el în acesta, prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat.